nou executiv și un nou program de guvernare în mai puțin de 24 de ore, votat de PSRM și PDM. Care sunt așteptările și prerogativele guvernului condus de Ion Chicu? Avem sau nu majoritate parlamentară dintre socialiști și democrați și cui revine opoziția? Bună seara, sunt Victoria Pietraru și despre toate aceste lucruri discutăm la o nouă ediție Moldova zi de zi cu deputații domnul Iurie Reniță, deputat al blocului Acum. Bună seara și bine ați venit. Bună seara și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cu drag. Domnul Igor Vremea, deputat din Partidul Democrat din Moldova. Bună seara. Și deputat al Partidului Politic Șor, domnul Igor Himici. Bună seara. Bună seara. Vreau să vă spun că am adresat invitații și multor deputați din Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, dar din păcate ne-au refuzat categoric să vină. Pe această cale vreau să lansăm încă o dată invitații oficiale. Sper că așa ne vor accepta invitațiile să vină aici să-și expună și ei punctul de vedere. Domnilor, situația politică de la noi din țară se schimbă de la zi la zi. Într-o singură zi doar s-a propus și s-a numit un nou guvern. Domnule Vremea, dumneavoastră, cum ați votat și cum vă argumentați votul? Numai ce ați spus, că PDM a susținut investitura noului guvern, astfel că și eu... Personal, da, cu colegii mei de fracțiune am susținut și am acordat votul de încredere acestui cabinet de miniștri. De ce? Pornind de la programul lor de activitate pe care l-au propus spre discuții în Parlament și totodată pornind și de la acel conținut, spunem, nominal, dacă vreți, candidații care au fost propuși pentru fiecare din funcțiile ministeriale ale cabinetului Chicu. Deci... pornind și de la calitățile personale ale acestor candidați. Domnule Reniță, s-au așteptat deputații din blocul Acum să pice atât de repede guvernul Sandu? N-aș vrea să angajez întreaga echipă a blocului Acum în ce mă privește pe mine. Bine, mi-aș fi dorit, mai bine zis, ca lucrurile bune care au fost demarate de către blocul, de către guvernul blocului Acum să continue. Evident că am rămas surprins de unele acțiuni și de unele mișcări care s-au făcut, dar și de rapiditatea incredibilă care a fost constituit nou guvern, programul de guvernare, fapt ce denotă că era o chestiune de mult pusă la punct, doar se aștepta momentul adecvat pentru a se da lovitura de grație. Dacă... Este foarte interesant ce ne-ați spus dumneavoastră acum. O să abordăm neapărat și această problemă. Vreau să vă mai întreb tot pe dumneavoastră. Blocul Acum, în general, regretă alianța făcută de Acum și PSRM sau totuși consideră o decizie corectă? Bine, după mine, conjunctura care a fost atunci în iunie ne-a impus și o altă soluție, o altă opțiune mai bună, după mine și după, în opinia noastră, n-ar fi existat, deoarece au fost prea multe lucruri care urmau de a fi repuse pe un făgaș normal. Ceea ce a fost și nu vreau să mai enumăr, fiindcă toată lumea cunoaște, trebuia de identificat o soluție și de revenit la o normalitate sub toate aspectele și în special în domeniul respectării drepturilor omului, libertății mass media și foarte multe alte lucruri, inclusiv și în domeniul diplomației, relațiilor externe, unde țara, după sistarea finanțării de către Uniunea Europeană, devenise o zonă de izolare și de aceea cred că soluția a fost corectă de moment atunci, dar eu personal, și vorbesc de numele meu, am văzut-o dar ca o opțiune temporară. Am fost persoana care am insistat ca documentul ăla care a fost înțelegere politică temporară
îmi aparține mie denumirea, fiindcă așa am văzut lucrurile și am insistat. E o chestiune temporară, pe urmă să găsim alte soluții, ferești, cu partenerii care cu adevărat își doresc o integrare europeană efectivă și nu una declarată, alte chestiuni de importanță vitală pentru cetățenii Republicii Moldova. Este clar, revenim la acest subiect. O să vă întreb și pe dumneavoastră, domnule Himici, cum vă argumentați dumneavoastră poziția în ceea ce privește că nu ați vot, v-ați abținut de la vot și atunci când a fost vorba de suspendarea fostului guvern, dar și de votarea noului guvern? Я отвечу на этот вопрос со стороны позиции партии ШОР. Да, фракция партии ШОР в парламенте не проголосовала за новое правительство. Фракция воздержалась по той причине, что мы являемся сторонниками досрочных выборов в нашей стране. Это единственное, на наш взгляд, правильное решение, потому что все, что мы наблюдаем до сих пор, это такой разброд и шатание, что-то непонятное. Правительство Майи Санду, которое с самого первого дня мы считали, что вот оно избрано, но оно неэффективное, что эта свадьба, она распадется, вот этот альянс, он не будет существовать, как в той песне поется, что жениться по любви не может ни один король. Точно так же свадьба была не по любви, по расчету, поэтому это все быстро распалось. Чтобы такого не было, на наш взгляд, надо дать еще раз шанс гражданам страны все-таки сделать свой выбор. Окей, дар dumneavoastră n-ați votat nici pentru demisia guvernului Sandu. Мы понимали, что это все политическая игра, политический фарс, который происходит на сегодняшний день, и мы не хотели в нем участвовать. Поэтому мы и не проголосовали за демиссию правительства Майи Санду, потому что мы, в принципе, и так понимали, что это правительство, оно рухнет, потому что по-другому, ну, не было шансов существовать этому правительству. Revenind поэтому мы la... воздержались. Mulțumesc. Revenind la aceste înțelegeri dintre socialiști și democrați, domnule, vremea pe dumneavoastră vreau să vă întreb. Democrații cu socialiștii n-au reușit să se înțeleagă încă în luna iunie, după multe luni de negocieri, dar iată acum, într-o zi, s-a reușit să se înțeleagă și suspendarea și numirea unui nou guvern. Cum explicați dumneavoastră această performanță? Pornind de la examinarea moțiunii, da? Și susținerea moțiunii de cenzură. Mai întâi de toate, nu este nicio înțelegere, vreau să zic, în al doilea rând, noi avem agenda noastră de activitate, inclusiv și la capitolul demisiei guvernului precedent. Dacă vă amintiți, noi am depus ceva timp în urmă. O moțiune. Mai mult de 3 săptămâni, da, în urmă, noi am depus o moțiune de cenzură, dar ea a fost, examinarea acesteia a fost tergiversată. Nu s-a organizat ședință de Parlament astfel ca ea să nu fie examinată. Și ați retras-o ulterior? Am retras-o să deblocăm activitatea, deoarece iată, era vorba de acel proiect de lege care l-a angajat guvernul pe proprie răspundere și care trebuia să urma să fie prezentat în Parlament, astfel trebuia deblocat această activitate, de ce noi l-am retras, dar noi atunci am anunțat că noi nu renunțăm la ideea pe care am lansat-o prin acea moțiune și vom activa și în continuare pe făgașul monitorizării activității guvernului. Deci, însă, în ședința de Parlament, urmare a prezentării acelui proiect de către doamna prim-ministru, ex-prim-ministru, deci a urmat prezentarea sau depunerea moțiunii de cenzură de către Partidul Socialiștilor și noi am susținut această moțiune din simplu motiv că suntem de acord, fiindcă noi și la momentul adoptării proiectelor de lege care au modificat legea procuraturii, noi de fapt am fost permanent împotrivă și am indicat la anumite carențe de ordin constituțional față de aceste proiecte.
Domnule Vremea, dumneavoastră anterior ați declarat ferm că nu există nicio înțelegere, dar în spațiul public au fost enunțate diferite ipoteze, dar și domnul Reniță a spus mai anterior că, de fapt, aceasta ar fi fost o înțelegere ticluită cu mult timp înainte. Chiar de însăși, domnul Plahotniuc, cum comentați aceste informații, poate declarații? Poate domnul Reniță are ceva informații mai multe decât am eu, decât eu dispun. De la domnul Plahotniuc le am chiar direct. Domnul Reniță, domnul Reniță, haideți să spun, cunoașteți ceva mai mult, poate? Bine, activând în structurile statului peste aproape 30 de ani, pretind că oarecum mai cunosc cum funcționează mecanismele instituționale, evident că a fost pregătit cu mult înainte acest pas. A fost anticipat și cel care a dirijat și a pus totul la punct este Igor Dodon. Mă rog, atâta timp cât jocul democratic parlamentar e corect, e dreptul fiecărei fracțiuni și a fiecărui partid să procedeze în consecință. Sub aspect democratic n-aș putea să reproșez. Altceva, sub aspectul valorilor, ce vor promova. A fost atât de rapid că, evident, un program de guvernare, normal, trebuie să-l studiez, să-l analizez. Apar foarte multe întrebări, clarificări și ca să... Poate o fi fost el și bun, dar perioada care ni s-a acordat și posibilitatea de a prezenta câteva de opinii sau întrebări premierului, ministrilor, a fost doar de jumătate de oră, ceea ce este absolut inadmisibil. Nu e în spiritul democrației și am făcut și o remarcă. Doamne, speaker grecean, noi cam să rog colegii să o invite la Comisia pentru Drepturile Omului să examineze activitatea ei. Ea nu respectă. Când sunt lucruri de genul ăsta, nu poți apăsa pe buton, nu e echivalent. Un guvern nou, un program de guvernare, nu se constituie în câteva minute și îl prezinți. Cred că asta e democrație, haideți să respectăm. Eu am obiecțiuni vis-a-vis de programul, de obiectivele strategice care se conțin în acest program de activitate și mai ales de persoanele, de miniștri care le vor promova, le vor implementa. Ministri, apropo de ministri, de cabinetul de ministri, domnul Reniță, domnul Igor Dodon a zis că el ar accepta un alt guvern, doar că nu în fotoliu de premier, Maia Sandu. De ce blocul acum n-a venit cu altă propunere, ca să nu cedeze toată puterea socialiștilor, că de fapt asta s-a întâmplat? Bine, dacă dumneavoastră considerați că Igor Dodon este o persoană onestă, chiar și sinceră, care spune lucruri pe nume, greșiți amarnic. Pa, sigur, îl cunosc și urmăresc foarte atent activitatea dumnealui. A fost un joc. El nu era să susțină, adică categoric, ceea ce a propus categoric. El însuși? Marea lui satisfacție și bucurie a fost când, într-un fel, s-a nimerit în capcana respectivă. Zic că a fost o capcană pe care a fost promovată, poate nu cea în modul cel mai inspirat a guvernului. Evident că fără un procuror nu poți să avansezi, un procuror independent. Am fost și eu, pentru cei care am promovat insistent un procuror independent, eventual și de peste hotare, un procuror european. Dar vedeți, a apărut problema cu cetățenia. Nu e problema în cetățenie, în corectitudinea și onestitatea și verticalitatea unui reprezentant al procuraturii, care procurorul general. Dar a fost jocul perfect, perfid a lui Igor Dodon de a-și vedea un guvern. Și plus la toate acestea, ceea ce m-a deranjat și mă deranjează și pe mine, dar și pe colegii mei din blocul acum, Dodon încalcă flagrant prevederile constituționale. Nu ține de atribuții. Da, că a invitat la niște discuții perfect legal, dar implicarea, imixtiunea lui în treburile guvernului, parlamentului, a justiției, el a devenit, în politica externă, a devenit, ziceam, vedeta numărul unu. Devenit cu ajutorul, cu suportul blocului acum. Haideți să recunoaștem acest lucru. Regretabil, așa este. Și lucrul acesta le-am spus colegilor mei din bloc. Domnilor, a fost o conjunctură favorabilă pentru a merge o perioadă anume ca să soluționăm niște probleme de importanță majoră pentru Republica Moldova. Mai departe, cochetarea asta politică a durat prea mult și nu mi-a plăcut, trebuie să recunosc, când s-a mers
la Dodon cu plocoane, de multe ori s-a mers. Am și replicat în cadrul blocului și am atenționat, colegilor, nu e corect, fiindcă Dodon are o tactică, despre cum se înțelege, de a vă îngenunchea și voi nici nu o să realizați lucrul. Ceea ce s-a confirmat. Haideți să vorbim și despre funcționalitatea viitorului proaspăt guvern. Deci, cine își asumă acest guvern și eventualele eșecuri, dacă nu va exista un suport politic în Parlament, cum vor adopta ei reforme? Democrații vor susține, vor vota proiectele înaintate de guvernul Chicu? Noi am enunțat acest moment și în plenul Parlamentului și după și până la că vom susține proiectele de ordin social și toate cele care au menirea să îmbunătățească calitatea vieții, indiferent de sfera socială care sunt dedicate aceste proiecte. De ce? Noi vom analiza și Cabinetul de Ministri are o obligațiune și o, spune eu așa, o responsabilitate imensă, în sensul că trebuie să vină să ne convingă de, spunem, de impactul pozitiv care urmează să-l aibă sau efectul pozitiv al fiecărui proiect, dacă noi o să avem întrebări, desigur. Fiindcă ei, guvernul este minoritar, astfel că nu este constituit o alianță și nimeni nu i-a garantat susținere 100% pe toate proiectele. Așa că deci, fiecare proiect urmează în parte să fie... Asta este, mă rog, condiția democraților. Partidul Democrat poate și să nu susțină un proiect, dar blocul acum poate să susține sau dar alți colegi din Parlament. Dar partidul politic Șor, domnule Himici, partidul politic Șor va vota proiectele întreprinse de guvernul Chicu? Вы знаете, время покажет. Все зависит от того, какие проекты будут представлены. Потому что еще в самом начале нынешнего созыва парламента партия ШОР заявила, что мы являемся конструктивной оппозицией. То есть неважно от кого, от какой политической силы или от какого правительства будут запущены инициативы, которые направлены на благо граждан нашей страны. Точно так же мы говорили и прошлому правительству, что мы готовы поддерживать какие-то проекты, которые реально будут направлены во благо. Но, к сожалению, просто таких проектов не было. Посмотрим, что будет в нынешнем правительстве под руководством премьер-министра Кику. Если на самом деле будут проекты, которые мы в свою очередь тоже промовируем, и у партии ШОР тоже есть очень много социальных проектов, которые мы также озвучили господину Кику, что у партии ШОР есть эти проекты, социальные проекты, очень много проектов, и мы также готовы дать на рассмотрение в правительство, если будет плодотворная совместная работа, опять же подчеркну, которая направлена на улучшение состояния граждан нашей страны, то мы с удовольствием будем поддерживать. Așa, și domnul Reniță, dumneavoastră cunoașteți poziția blocului acum, chiar dacă așa un pic vă detașați? Dacă nu, nu m-am detașat, dar mă rog, așa. E firesc, în cadrul blocului acum există democrație și diversitate de opinii. Absolut e necesară pentru un organism politic viu și activ, vital, e necesară diversitatea de opinii. Bine, și atunci când o să vină vorba despre, de a vota proiecte în Parlament emise de, inițiate de guvernul Chicu? Vedeți că proiecte au fost inițiate sociale și de către fostul guvern, Sandul, chiar în ajun de, și în moțiunea de cenzură, dar vedeți, excesul, vreau să vă spun o chestiune și am observat și am fost printre deputații care am solicitat ca să stopăm excesul de legi cu caracter pur social, dar neacoperit financiar. Inclusiv categoric și niciun coleg de aici nu cred că ar fi împotrivă ca să majorăm pensiile, adică asistența socială. Dar avem noi oare resursele? A venit Dodon cu proiectul indemnizația de 2 ori pe an, la 1 aprilie, cum era și 1 octombrie, dacă nu greșesc. Noi am propune și de 4 ori pe an. Avem posibilitatea aceasta să o facem. De vedeți, ce? Caracterul populist al foarte multor inițiative cu destinație, opțiune socială, ne conduce la ideea
aspectului politic și electoral. Multe din inițiativele care s-au prezentat, evident că le vom susține pe cele cu acoperite financiar, dar nu cu orice preț, mă refer, sau cu caracter electoral. Domnule Chicu, haideți să vă întreb concret. Iată, domnul Chicu, domnul Chicu spunea că va reveni la proiectele inițiate și stopate la un moment dat ale democraților. Este vorba de drumuri bune, prima casă. Dumneavoastră o să votați acest proiect? Păi, cred că toată lumea are nevoie de drumuri și cu atât mai mulți fișe bune. Bine, ele sună frumos, drumuri bune, ați văzut și dumneavoastră, din păcate nu toate au fost chiar foarte bune. Să facem drumuri, dar drumuri, dacă ești o persoană responsabilă și o conducere responsabilă, evident că le faci bune. Nu știu, e cineva care face drumuri rele, dar cele care sunt necesare, vitale pentru comunitate, categoric vom susține. Și încă un lucru vreau să vă spun. Și sunt adeptul. Nu principiul partidnic. Sau dacă avem un primar, un oraș, unde e de altă culoare politic, nu ne convine, nu le dăm bani. Categoric. Și în blocul acum când se elabora bugetul, s-a mers pe alte criterii. Numărul de populații, de cetățeni, și de aici se alocă în mod egal tuturor. Că cetățenii, asta și democrația, au dreptul la diversitatea de opinii și opțiuni politice. Nu trebuie să-i pedepsești. Cum s-a întâmplat? Vă dau cazul de la Strășeni. Clasic a fost și va intra în enciclopedia politică a Republicii Moldova. Când doamna primar și consilierii toți din Orhei au propus cu totul alt drum, dar... Strășeni. Da, am spus Orhei. Da. Pardon, m-am gândit la Orhei. La Strășeni, cer scuze. Dar decizia politică a partidului din care colegul meu face parte a decis cu totul altfel. A ieșit, doamna, vedeți ce înseamnă factorul politic. Deci a fost un exemplu. Doar un exemplu vă spun. Vom susține proiectele sociale absolut necesare. Și aici, domeniul pensiei, că PD-ul a încercat și a modificat ceva, dar a fost un proiect nefinalizat și cu foarte multă injustiție, multă nedreptate în sistemul de pensionare. Deci veți susține doar acele proiecte pe care le considerați dumneavoastră și care sunt reale și nu populiste, suport financiar. Mulțumesc. Și nu electorale. Așa. Nu uitați, dacă îmi permiți încă o clipă, nu uitați că anul viitor sunt alegerile prezidențiale. Iată unde se dea bătaia și de aici preponderent în programul de activitate aspectul social. O să vorbim și despre campania prezidențială. Acum haideți să vorbim un pic și despre componența actualului guvern, care s-a autointitulat tehnocrat și apolitic. În condițiile în care avem 6 miniștri, cel puțin 6 consilieri ai președintelui, cât de neafiliați politic sunt. Vă deranjează? I-ați votat? I-ați votat dumneavoastră până la urmă? Haideți să... I-am susținut, da. Dar eu zic că nu are importanță de unde și-au avut ultima activitate sau precedentele, fiindcă i s-au adresat și astfel de întrebări domnului Chicu. Este important însăși calitățile profesionale de care de dovadă această persoană. Și vreau să vă zic că și cu aceasta așa am început, da, emisiunea noastră, eu am zis că știm o bună parte din membrii noului cabinet de miniștri, astfel că noi am conlucrat cu ei la diferite etape, ei fiind partea serviciului public în diferiți ani, inclusiv și acum. Pușcuț nu și-a încetat activitatea care o desfășoară de câțiva ani. Inspectoratul fiscal, adică este un profesionist în domeniul financiar, fiscal foarte bun, astfel că noi considerăm că el este adecvat funcției pentru care a fost propus Ministrul de Finanțe, astfel că lui revine o sarcină deosebită în ceea ce privește asigurarea bugetului sau la compartimentele și venituri și cheltuieli, astfel că să avem posibilitate și proiectele sociale să fie promovate, dar pentru aceasta orice cheltuială, cum a spus și domnul Reniță, necesită bani. Da? Pentru a fi bani trebuie să se injectez ceva în economia noastră și noi considerăm că în ultimii
ultimele 5 luni au fost foarte multe greșeli în plan de activitate economică sau pe această dimensiune de activitatea guvernului. Și dacă tot am vorbit despre aspectul apolitic și noastră a spus că nu contează de unde vine ministrul, important e să aibă experiența necesară. Iată, astăzi am avut un exemplu clasic. Domnul Dodon a fost la guvern împreună cu doamna... De fapt, el a propus ca în fiecare săptămână să aibă o ședință, o dată în săptămână, lunea, împreună cu președintele Parlamentului, care este și ea din... PSRM și respectiv cu domnul Chicu, consilier prezidențial. Domnul Himici, cum vi se pare această idee în general? Este o practică sănătoasă, normală? Este... Vă имеете в виду вот эти вот встречи, да? Da, bezporno. Nu, cu prezența președintelui. Prezența președintelui la ședințele guvernului. Iată care e chestiunea. El a stat astăzi și în fotoliu de premier. Nu. Întrebarea e foarte bună. Vă rog să mi-o adresați și mie. Imediat răspundeți și noastră. Dar ideea că în fiecare săptămână dumnealui a propus să facă o întâlnire de acest gen, în trei. Astăzi, понятно, еще не может быть, да, как первое заседание, на котором присутствует президент. Но в дальнейшем... Да. В дальнейшем я считаю, что это какой-то нонсенс, это неправильно, прямое, конечно, политическое влияние, давление, не знаю, как это назвать. На мой взгляд, это именно так и будет происходить. Domnul Reniță, dumneavoastră, nu credeți că cumva domnul Dodon ar vrea să preia tot controlul asupra chiar și asupra guvernului? Aveți perfectă dreptate și de la bun început am spus că Dodon anticonstituțional s-a implicat în toate domeniile instituționale. Mă refer, Parlament dictează când și avem de făcut guvern, nu-i de mirare. Pe la ședințele, dacă a fost la prima, el va fi. El ar vrea în fiecare săptămână și la fiecare, ceea ce un lucru este anticonstituțional. Este domnul Vreme, te-am înțeles, dumnealui e jurist. Sunt lucrurile foarte clare stabilite în Constituție. Cu atât mai mult, suntem o republică parlamentară. Președintele și are atribuțiile foarte clar stabilite. Dar e caracterul și e forma de implicare a lui Dodon în toate și peste tot. Și lucrul ăsta, cred că colegii din PD ar trebui să dea replica de rigoare. Dom'le, stai la palat, acolo, la palatul sultănesc, de la acolo, că l-au reparat Turcia, și caută-ți de treabă. Eu i-am mai propus și am spus-o public și nu mă jenează deloc să o spun. Cred că domnul Chicu i-a citit prea puțin fișa de post președintelui Dodon în fiecare zi. Președintele Dodon uită intenționat fișa lui de post și se implică excesiv. Dacă, să vă spun, el ne anunță pe noi în Parlament, domnul Vreme era, ne anunță că alegerile locale vor avea loc pe 20 octombrie. E prima persoană care anunță lucrul ăsta. Ce atribuție are președintele cu alegerile locale? Care este un atribut exclusiv al Parlamentului. Dumneavoastră, domnul Vremea, ca jurist, nu cumva credeți că aceasta este o depășire a atribuțiilor de președinte? În ultima perioadă, noi am fost martori la diverse activități similare, da, mai bine spus, nu numai a președintelui Dodon, dar și ex-prim-ministrului. Și noi atunci am încercat să atenționăm asupra inadmisibilității, da, sau imixtiunii unei puteri în activitatea altei puteri. Ceea ce inevitabil a dus, iată, la finalul despre care vorbim noi, moțiunea de cenzură. Unde s-a mai văzut prim-ministru să meargă și să prezideze chiar activitatea Consiliului Superior al Magistraturii? Așa este, diferite vorbim acum de președinte. Corect, eu spun. Fiecare, eu am vrut să duc la ideea că fiecare, conform prevederilor constituționale, fie el președintele țării, fie puterea legislativă, fie puterea judiciară, fie executivă, urmează să se preocupe strict de ceea ce e
vine. Este vorba nu de o imixtiune, sau mai bine spus, ar trebui să fie nu imixtiune fiecăruia unuia în activitate, dar o colaborare și un control. Deci nu sunteți de acord cu acest lucru, dar concret v-am întrebat despre propunerea aceasta a domnului președinte de a se întâlni săptămânal cu doamna președinte a Parlamentului. Bine, nu sunteți de acord, dar ce veți face? Nu. Cum veți acționa? Eu vreau să spun, el nu are decât să se întâlnească cu ei și să discute anumite probleme care există în societate, în care urmează pași, care viziuni, să facă un schimb de opinii, nu interzice nimeni, precum lui nu interzice nimeni, dar mai mult ca atât Constituția îi permite, oricând solicită el să vină, să fie prezent la ședința Parlamentului, să vină cu mesaje. Adică aici eu nu văd, dacă nu ar fi o индикации контрастили правильно, что он систематически хочет присутствовать на заседаниях правительства. Фикари септемне, аста е. Де аич, дака ми перемитите, вине ши липса де неинкредере. Ун гуверн тро републик парламентаре аре чине алеге гуверну? Парламенту. Guvernul este subordonat și este Parlamentului. Președintele, conform Constituției, e cel care propune prim-ministru, dar mai departe, Guvernul și Parlamentul sunt principalele instituții care colaborează și care Guvernul monitorizează activitatea Guvernului și controlul parlamentar. Iată care e situația. Totdeauna a conceput-o că e guvernul lui, el trebuie să dirigeze și el tot trebuie să facă. Deci, din scurta istoria guvernării PSRM acum, noi avem exemple concrete. Atunci când în Parlament venea procurorul general și spunea despre ridicarea imunității după solicitările președintelui și a doua zi imediat se făcea acest lucru. Ce se întâmplă dacă președintele se implică acum și direct în ceea ce spune domnul Reniță trebuie de prins ideea, fiindcă ea este corectă. Iarăși, el poate, dar este limită. Până unde poate? E adevărat, dar noi avem exemple concrete. Vă întreb ce ar fi dacă domnul președinte rolul nostru de parlamentari este să ridicăm aceste întrebări și în măsura posibilităților să punem presiune pe diferite organe ca să-și facă treaba în sensul curmării acestor vedeți, permiți, dacă ieșiri. Vă rog. A fost mai multe cazuri când președintele a anticipat că mâine va veni procurorul general în Parlament. Este culmea! Și va ridica imunitatea, de exemplu. Bine, dar este clar, procurorul general, dacă vine în Parlament, cu ce ocazie? Nu vine la o plebare. Aici eu vreau este culmea nerespectării și încălcării flagrante vorbim a Constituției. Și pentru aceasta, el trebuie pedepsit conform Constituției. Sunt adeptul colaborării între instituții statului, dar fiecare instituție și fiecare reprezentant trebuie să o fac în strictă conformitate cu legea. Dacă tot ați vorbit de aceste acțiuni, iată, o să vorbesc și cu domnul Himici un pic. Domnul Himici, imediat după ce procurorul general a anunțat despre ridicarea imunității la solicitarea președintelui, pentru că așa se spunea. Ce se întâmplă? Cum priviți dumneavoastră acest lucru? Ну, это, конечно, происходило в то время ужасно. То есть настолько было очевидно вот это вот давление, что было озвучено, что придет генеральный прокурор, и чуть ли не сразу же генеральный исполняющий обязанности генпрокурора появляется в зале заседаний парламента и объявляет о снятии иммунитета. То есть, ну, был очевидный факт такой взаимосвязи этого всего. И при дальнейшем развитии событий, опять же, когда госпожа Апостолова и Таубер были задержаны, это тоже происходило все настолько скомканно, непрофессионально, настолько вот грязно, то есть неподготовленно, да, то есть когда этот процесс готовится, оно как-то по-другому происходит. Dar nu credeți că acest lucru se poate întâmpla și în continuare în condițiile în care domnul președinte Igor Dodon ar controla, ar vrea să controleze și guvernul? El îl controlează, domnule. Ar vrea să... Vă asigur că îl controlează plenar.
A vrea e o formulă gramaticală, așa, cu probabilitate. Я также хочу сказать, что этот контроль, он очевиден. И... Dar credeți că pe viitor, adică în viitor apropiat, se poate întâmpla, am vorbit de ridicarea imunității, deci se poate repeta această... Бесспорно, пока не поменяется политическая ситуация в нашей стране, пока не будет выбран генеральный прокурор, как все говорят, независимый генеральный прокурор, но он на самом деле должен быть независимый от любой политической силы в нашей стране, от любого политического влияния, поэтому и партия ШОР выдвинула законопроект о избрании генерального прокурора всенародно. Только в таком случае мы считаем, что генеральный прокурор по-настоящему будет независимый и всенародный. Tot cu dumneavoastră vă întreb, tot cu dumneavoastră vorbesc acum, am vorbit de procurorul general și vreau să amintesc aici despre sesizarea pe care despre ceea ce ați vorbit dumneavoastră referitor la finanțarea în campania prezidențială a partidului, a PSRM, exclusiv media, ceva de acest gen. Iată, în situația actuală pe care o avem, cum credeți? Ce soartă? Care va fi continuitatea acestor dosare? Ce soartă vor avea dosarele? Înainte de toate, doamnă, eu îmi doresc foarte mult ca procurorul să vină în Parlament. Și eu și blocul acum nu vedem niciun impediment. Dacă sunt motive legale, juridice, nu ne sperie deloc prezența procurorului general, că este interimar, va fi cel plenipotențiar, nu contează. Îl așteptăm cu mult drag în Parlament, dacă sunt motive. Ziceam, în privința blocului acum, nu știu, dacă e cineva vinovat și este abordarea mea fermă și sunt convins, cel care are și-a oferit suficiente motive de corupție, că este suspiciune implicată în corupție, să fie pedepsit. Și deputații. Nu, să fie clar, prezența procurorului general nu ne deranjează pe noi, ba din contră, noi salutăm. Ceea ce a făcut Dodon, ceea ce a dorit și aici a apărut cea mai mare problemă, să știți, confruntarea, cine va domina viitorul procuror general. Altceva, că eu personal aș fi puțin procedat altfel, nu prin demisie, dar asta e alt subiect. Ceea ce am scos eu în presă este un material, trebuie să facem o distinție clară. Ca deputat, evident, îmi exprim o opinie politică sau oricare cetățean, ceea ce am prezentat eu este un raport elaborat și studiat și investigat de către Centrul Național Anticorupție. Așa este. Care credeți că va fi soarta acestor sesizări? De aceea și ne dorim un procuror. Indiferent, e Dodon, e Reniță, e Vremea, domnul Himici, nu contează. A Comisiei Legalități. Să vină procurorul să discute cu el. Iată care este abordarea mea. Și chiar deloc nu mă interesează ce va zice Dodon. Dodon să stea și să respecte Constituția și să nu se implice în nicio chestiune în justiție, în treburile procuraturii. Și nu numai Dodon, oricare. Evident că trebuie să... Dacă noi o să diminuăm lupta împotriva corupției, lupta împotriva ilegalităților, să știți că niciun guvern nu va avea succes și vor fi taxați politicienii. Poate fi cei mai mari demagogi electorali, dar vor fi taxați. Ne taxează și pe noi timpul. Andrei Năstase, domnul Andrei Năstase vorbea astăzi despre faptul că Igor Dodon ar trebui să fie anchetat pentru trădare de patrie și democrații vorbeau despre acest lucru în luna iunie. Acum, dacă procurorul general ar veni cu o sesizare în acest sens, ar susține democrații acest lucru? Orice sesizare procurorului care a fost făcută în ultima perioadă de timp, la noi a trezit dubii. De un simplu motiv că procurorul a venit cu, cum spuneam noi, o fițuică, o hârtiuță, fără să fie anexate probe careva concludente, cel puțin să denote acea bănuială rezonabilă pentru care noi am putea să dăm votul în ceea ce privește ridicarea imunității. Dacă o să vină procurorul general, cum spuneți dumneavoastră, cu o nouă cerere, indiferent cine este, cum a spus și domnul Reniță, că e deputat, că e alt funcționar, dacă o să fie probele puse pe masă, de ce nu?
procuratura să-și facă treaba și ulterior instanța de judecată, dacă o să confirme unele sau alte activități ilegale. Eu nu văd aici nicio problemă. Și Partidul Democrat întotdeauna a spus, l-ați găsit vinovat, poftim. Anchetați, exercitați urmăriri penală, proces, echitabil da. Și așa mai departe. E mai altceva avem că... Un pic de timp da. Mai avem. Mai vorbim și după. Okay. Mulțumesc. Domnul Reniță, deputații blocului acum, unii deputați vin acum cu diferite informații care cumva compromit imaginea socialiștilor și n-au făcut-o până acum. De ce tocmai ba acum? Ba da. Sunt persoana și alți colegi care cei ce am văzut că s-a comis greșit și ilegal, mereu am scos în veleag. Și vreau să domnul Năstase, abia acum vorbește de trădare de patrie. Când era alianța PSRM acum, lucrurile erau bine mersi. Nu mă angajez pentru toți. Uitați-vă, acum 2-3 săptămâni, 3 deputați, eu, domnul Țicu și domnul Carpu, am semnat o inițiativă anume cu trădare de patrie și am făcut un apel către blocul acum. Extindem în prezent această semnare a acestei... Dar blocul acum va susține acea inițiativă de care vorbiți dumneavoastră. Sper că de data asta, da. Această inițiativă nu înseamnă că persoana Dodon se confirmă că este vinovat 100%. Procuratura, organele, abilitate să investigheze. Spuneți că acum ar susține, dar reiese că data trecută nu au susținut-o de dragul alianței. Poate nu aveau, cu PSRM. Poate nu aveau suficiente argumente. Noi ne-am bazat în mare parte pe ceea ce a prezentat Partidul Democrat, știți foarte bine. Între timp a venit cu Bahamasul, mai sunt și alte surse. Las procuratura să investigheze. Eu am zis că nu sunt procuror și nimeni din noi nu e procuror. Sunt instituțiile statului să investigheze. Dar sunt suficiente motive de a procede la investigare. Mulțumesc. Domnul Himiș, dumneavoastră credeți că procuratura va investiga sau nu trădarea de patrie de care este acuzat domnul președinte Igor Dodon? Ну, насчёт трădare de patrie, у меня тоже тут есть вопросы к блоку АКУМ. То есть когда получается был альянс, то не возникало таких вопросов. А как только альянс разрушился, так сразу пошло традария де патрия. Понятно, что это двойные стандарты, и я, может быть, еще раз вернусь обратно, что от этого мы можем отойти только в том случае, если у нас будут досрочные выборы. Понятно, это тяжело для страны, это для граждан неудобно. Но только так мы сможем выйти из этого кризиса, из этого политического неравновесия, о котором мы сегодня говорим. Domnule Himiș, de dumneavoastră credeți că, într-adevăr, că aceste alegeri anticipate o să schimbe cumva lucrurile în Parlament? Однозначно, да. Однозначно, да, потому что я уверен, что политический расклад и расклад большинства парламентского очень сильно поменяется. Я не буду говорить громко, я скажу, что он поменяется в сторону партии ШОР. Да, но и вам аузит, chiar dacă n-ați vorbit tare, но и вам аузит, oricum. Ce din acum își doresc alegeri anticipate? Bine, noi ne-am fi dorit să continuăm reformele de substanță care au fost demarate. Poate unele cazuri... Alegeri anticipate. Nu cele mai reușite. Nu este soluția cea mai bună, dar nu ne sperie deloc alegerile anticipate pe corectitudine conform legii, fără implicarea factorilor politici, fără implicarea președintelui, a altor instituții care nu au dreptul să domnul le facă. Reniță, dar nu credeți că blocul acum a avut cumva de suferit în timpul alianței cu PSRM și în cazul eventualelor alegeri anticipate ar putea lua un scor mai mic? Nu zic de scor mai mic, dar repercusiunile acestui mariaj excesiv pe alocuri, v-am spus, a fost o situație, o decizie de conjunctură. Nu a trebuit să avansăm prea departe. Deși vreau să vă spun un lucru foarte important. Să știți, cu deputații socialiști în Parlament, noi am discutat și suntem colegi, ești feresc, de aceea suntem deputați. Există o discrepanță foarte mare
atunci când discuți cu deputații, cu socialiștii din Parlament, știi ce face liderul lor informal, cum se întolează Dodon, dă peste cap totul. Și nu e o noutate că mulți dintre ei sunt surprinși de deciziile pe care le ia Dodon, anticonstituțional, că el nu este lider de partid. Domnul Reniță, dar totuși doamna Maia Sandu a cedat cam ușor toată puterea în mâinile domnului președinte și liderul informal al socialiștilor. Este adevărat sau poate că e o mișcare de precampanie la prezidențiale? N-aș putea să mă pronunț vis-a-vis de acest subiect. După mine e regretabil că a cedat. După mine ar fi existat și alte opțiuni politice. După mine, exprim un punct de vedere personal în cazul de față și cred că am fi identificat și alte soluții politice. Domnul Vremea, democrații, cum privesc? Sunt pregătiți de anticipate? Vor anticipate? Totdeauna trebuie să fim gata de o asemenea situație, dar noi am zis și domnul Filip în discursul său chiar a menționat poziția noastră, că alegem între două rele a susține investitura noului guvern. Cea mai rea alegem. Nu. De ce? Dumnealui a spus și eu sunt perfect de acord cu o resetare a clasei politice, poate și este necesară. Dar, ținând cont că, de fapt, că ne aflăm în prag de iarnă, noi am mers și pe această idee de a susține această garnitură de cabinetului de ministri, astfel ca să permitem să mișcăm lucrurile din loc, fiindcă suntem conștienți că la toate capitolele avem restanțe. În opinia noastră, la toate capitolele, în ultimele luni, avem restanțe. Domnul Reniță, revin la dumneavoastră. Blocul acum s-a separat și în Consiliul Municipal Chișinău. Această separare se pare că n-a fost premeditată, n-a fost coordonată. Credeți că există divergențe la nivelul în interiorul blocului acum și dacă această separare se va produce și la nivel de Parlament? Eu n-aș numi o separare, deoarece sunt două entități politice distincte. Sunt două partide. Ești firesc. Nu trebuie să dramatizăm situația. Și în Parlament sunt două entități politice. Au făcut un bloc, blocul electoral din care am făcut și fac parte. Există un conflict în blocul acum? Există o mare diversitate de opinii, ceea ce e un lucru absolut necesar. Așa se numește mai nou conflictul? Așa o tratez eu și asta este democrația. Se iau uneori decizii diferite. Sunt două partide politice diferite, e și firesc să fie. Dar lucrurile comune, lucrurile necesare, lucrurile pe care le așteaptă cetățenii, la sigur că vor fi comune. Iată, aici vreau să vă întreb despre ceea ce a anunțat domnul Țicu, despre crearea unui bloc unionist. Dacă se întâmplă în Parlament, dacă se întâmplă acest lucru, veți părăsi blocul acum și veți adera la acest... Domnule, mulțumesc, întrebarea e foarte bună. Opțiunile mele politice, cele pro-europene, cele pro-românești, nu mi le schimb un bloc sau altcineva. Ele sunt pentru mine și convingerea mea. Fără Europa, fără ajutorul României, și lucrul ăsta s-a demonstrat, noi nu vom supraviețui. Și economic, au mai fost tentative. Ați văzut eroarea pe care a comis-o Partidul Democrat, că a încercat să trateze altfel Uniunea Europeană și s-a început izolarea, asistarea asistenței financiare. E perspectiva noastră, ci obiectivul nostru major este integrarea europeană. Ea se face prin intermediul și cu ajutorul României. Vrem noi, nu dorim. Domnul Țicu a declarat, eu sunt adept convins și nu trebuie mai mult nimic pro-european și împărtășesc valorile naționale. Mulțumesc, avem foarte puțin timp. Voi adera și eu fac parte din această opțiune politică. Mulțumesc, avem foarte puțin timp, exact pentru ultima întrebare, câte puțin, vă rog. Cât va dura guvernul Chicu în cazul în care programul de guvernare a fost prezentat doar pentru un an? Domnul Химич, 20 секунд. Я вам скажу так, что мы уверены в том, что это правительство в любом случае будет недолгим, потому что без плотного, жесткого политического большинства, то есть парламентского большинства, миноритарное такое правительство, оно не может долго просуществовать. Домнуле время. Тут зависит от активности этого правительства.
va fi benefică. Da, două locuri. Republica Moldova va fi. Când se vor termina banii pe care noi am reușit să-i deblocăm, asta e unul. Și a doilea, până o să identificăm noi alte soluții mai înțelepte politice, mă refer. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studioul nostru și pentru informațiile interesante și utile pe care ni le-ați oferit. Doamnelor și domnilor, eu sunt Victoria Petraru și vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare la o nouă ediție Moldova zi de zi. Toate bune!